voi merge personal cel puțin o dată la 2 săptămâni să verific toate drumurile județene și am discutat foarte clar cu directorul direcției de drumuri și am spus că dacă nu aplică legislația în ceea ce privește traficul greu pe drumurile județene, intru eu în conflict cu el și el în conflict cu mine. Sorin Klim spune însă că deja s-au luat măsuri și s-au aplicat amenzi, unele chiar usturătoare. Acesta avertizează atât administratorii balastierelor, cât și conducătorii auto că nu vor închide ochii în cazul în care îi vor prinde pe picior greșit. Mai ales că multe dintre drumuri au fost asfaltate după zeci de ani de zile. Bucurie mare au trăit și locuitorii comunei Vorniceni, care și-au văzut visul cu ochii după câteva decenii. Porțiunea de drum județean, fost național, afectată foarte grav de pe raza comunei, a fost reabilitată. Am investit acolo și cu bani puțini, cu 6,5 miliarde pe kilometru. Am făcut o reabilitare prin reciclare, cu garanții de 2 ani și cu o valabilitate acolo cel puțin 7 ani. La 7 ani o să mai intervenim acolo cu mici reparații. La fel încercăm să rezolvăm drumul dinspre Botoșani, Roma, Nicșeni, pentru că la ieșire din Botoșani avem o porțiune greoaielii circular. Florin Țurcană spune că tot din banii din bugetul Consiliului Județean se va interveni și pe drumul județean ce duce spre Comuna Roma.